Ihr Mann hat die Kleider wieder herausgerissen. Es kam zu einem Handgemenge. Der Koffer ist zugefallen. Das Schloss hat eingeschnappt. Sie hat den Schlüssel an sich genommen. Er wollte ihr den Schlüssel entreißen. Und so kam es zu diesem Kampf, kann man eigentlich sagen, in dessen Verlauf dann der tödliche Schuss fiel. Tatăl meu, tenorul Traian Zavescu, s-a născut la Lugoj în 21 noiembrie 1895. Tatăl său, Constantin Zavescu, era din Telegova, nepotul unor preoți și părinții săi au fost bogați. Mama lui era sârbaică, Milka Nenadovici, din Moldova veche, fiica unor negustori de vinuri. În Lugia, avut 3 ani, a dat deja dovadă de aptitudini vocale, pentru că acolo era în primița de vinuri, muncitorii le plăcea să-l cheme și se spune Ubi strigă, și el striga și vocea lui era foarte puternică și pivnița avea un ecou deosebit și le plăcea cum răsună vocea copilului. Cânta foarte mult. În copilărie a avut o voce frumoasă de alto. Când a început să crească în adolescență, vocea s-a transformat într-un tenor. Tatăl lui era un bariton profund și o voce foarte bună. Împreună au cântat în toate corurile din oraș, în corul lui Ion Vidu, condus de Ion Vidu, în Deutsche Musikverein și în Major Dolardo. Și cânta chiar și în toate bisericele din oraș, începând cu Biserica Ortodoxă și sfârșind cu sinagoga. Școală a și dirijat un cor de elevi cu care, pe lângă serenadele fetelor, le făcea serenade și la profesor, mă rog, cu diferite ocazii. Și în același timp, Ion Vidu, fiind tot o personalitate muzicală deosebită a orașului, a avut o influență foarte mare asupra dezvoltării tatălui meu și a fost prieten cu Tiberiu Bredicianu, care a fost un mare compozitor și a cărui compoziții le cânta cu deosebită plăcere și care l-a apreciat de la început și și-a dat seama că în băiatul ăsta îți zace ceva. Cred că aveam aproximativ 6 ani când mi-aduc aminte o scenă în care Traian Grozăvescu a plecat asupra unei partituri, încerca să o descifreze în timp ce tatăl meu, Tiberiu Bredicianu, cânta la pian. Mi-aduc aminte de această scenă foarte bine și persoana lui Traian Grozăvescu apărea ca un om nu foarte înalt, dar în schimb puțin grăsuț și cu o voce extraordinară care umplea întreaga încăpere în care se făcea această repetiție. Ce
în sfârșit, după terminarea liceului, a plecat la dorința părinților, a plecat la Budapesta, s-a înscris la Facultatea de Drept și, în același timp, și la conservator, normal, fără știrea părinților. Într-o zi, pe când se plimba prin Budapesta, a ajuns pe Lansit, unde un grup de băieți, conduși de un gitarist, cântau un cântec sârbesc. Și a început să fredoneze, a început încet, pe urmă a cântat tot mai tare și s-a trezit la un moment dat în mijlocul aplauzelor unui public destul de numeros care s-a strâns și întâmplarea a făcut că primii prieteni al lui Bubi din Budapesta să fie tocmai de la conservator și pe urmă ei mergeau cu el adeseori, îl petreceau când avea ore de canto și odată a cântat sus niște cântece italiene și era primăvară, geamurile au fost deschise și jos au răsunat aplauze și profesorul i-a spus, da, într-adevăr e frumos din partea voastră că l-a plăceat, are o voce bună, dar totuși ca să fie perfect trebuie să mai învețe. Din păcate, studiile de la Budapest au fost întrerupte de izbucnirea primului război mondial și Traian a fost trimis pe frontul din Isonzo, în Italia. In einer Gefechtspause ist der damalige Oberleutnant Grosavescu aus dem Unterstand herausgetreten und sang das wunderschöne Ave Maria, also ein Friedenslied zu den feindlichen Linien hinüber. Und was geschah? Die Italiener haben applaudiert. Die Italiener haben ihm zugerufen. Bravo, Austriaca. Deci, în cântec, într-adevăr, nu există graniță și nu există ură. Cântecul șterge această ură. Dovadă că a fost, deci, incarceruit la o italiancă, cărui soț era în tabără adversă și care avea și un copil. Copilul l-a iubit foarte mult pe taică-mea, pentru că și tatăl lui iubea copii. Și în timpul decerei tragedii, când armata austriacă a fost învinsă, această femeie, împreună cu soțul ei, care s-a întors de pe front, au ajutat pe tatăl meu să nu cadă prizonier și l-au ajutat să se întoarcă în țară, mai ales că era și bolnav. A plecat iarăși pentru un scurt timp la Budapesta, dar a izbucnit răsfala lui Belahun și s-a întors și a mers la Cluj în 1920 și el a intrat în corul operei și în același timp lua lecții de canto și de la tenorul Pavel și de la Ionel Crișanu, care îl apreciam foarte mult. Colegi la conservator. Dânsul a învățat cantul la profesorul Ionel Crișan. Eu am învățat pian la Ilie Sibianu și Nele Deac. Însă atunci eram obligați toți studenții să facem parte din corul conservatorului condus de Gheorghe Dima. Cu toată stima, Gheorghe Dima, am spus noi întotdeauna, așa ne-am salutat. Iată cum am stat lângă Traian Grozăvescu în partida de tenor.
diferența între noi doi era numai faptul că dânsul avea voce, eu eram afon, că eram numai pianist. La un moment dat, Dima, nu știu de ce, nici astăzi nu știu, mi-a făcut semnă, ascultă tinere, ia vină în coace. Și mi-a dat bățul în mână și a spus, acum dirijează dumneata numărul ăsta. Și într-adevăr am dirijat pentru prima dată în viața mea, am dirijat. Dar am avut cinstea să dirijez pe Traian Grozovescu, care era corist în acest cor. Și întâmplarea a făcut că în decembrie 1920, chiar de Crăciun, 25 decembrie, trebuia să cânte tenorul Pavel în rolul lui Pinkerton din opera Madame Butterfly de Puccini, dar s-a îmbolnăvit. Și el singur a intervenit pe lângă directorul operei Popovici Bayrat să-i dea voie coristului Traian Grozovescu să-i cânte, pentru că tatăl meu învățase diferite roluri. El a fost foarte harnic și plăceau și mai ales Puccini a plăcut foarte mult. Și neavând încotro, Popovici Bayrat a acceptat. Și într-adevăr, premiera a fost foarte reușită. Ziarele l-au elogiat. Grozavă. Toată lumea s-a mirat, în special la arele cu acute. Și am spus, ei, grozav. Mi-aduc aminte că atunci eu am spus, pe sigur că e grozav. El e Grozovescu, de aceea e Grozovescu, fiindcă e grozav. Cea mai bună prietenă a lui dintre parteneri a fost Afa de Varvu. Au fost considerați cuplu ideal de îndrăgostit și pe scenă și lumea bănuia că și în realitate, și probabil a fost și așa, a fost partener și au întreprins turnee împreună. La București, în special, și la Timișoara, deci în Banat, primul turneu, când au venit la Lugoș, Timișoara, Oravița, Afa a dormise în compartiment și Traian a trezit-o și a spus, scoală, că a intrat în Banat. Puneți o piatră în gură ca să știi că ai văzut pentru prima dată țara Banatului. Și a doua zi au cântat la un concert la Timișoara și au fost invitați la masă la Lucia Cosma și acolo plin de având și de ardoare, tatăl meu a spus că el
împreună cu AFA, vor să înființeze o operă română la Timișoara, ca să avem și noi în Banat opera noastră. Acum, la Cluj, a cântat în boema rolului Rodolfo, în Aida rolului Radames, în Rigoletto de Verdi rolul Ducelui și mai multe, mă rog, mai multe opere, dar, din nefericire, a avut un conflict cu direcțiunea operei din Cluj, pentru că a fost răcit în iarna lui 1923 și a fost pus să cânte în acea seară în două opere, în Cavaleria Rusticana și în Paiațe. Și el a spus că e răcit și avea să cânte numai într-o singură operă și directorul nu a fost de acord și atunci Popovici Perat nu l-a înlocuit, a ieșit pe scenă și a spus că Grul Avescu face pe vedeta și cereți-vă banii înapoi, au fost care au cerut banii înapoi, atunci consiliul dirigent a făcut o ședință și tatăl meu a fost obligat să nu cânte niciunde în țară până nu achită 50.000 de lei, era o sumă foarte mare. Bunica mea s-a împrumutat și a plătit și a plecat din țară. Conflictul avut cu opera din Cluj, tatăl meu a fost nevoit să plece la Viena și a ajuns acolo, mai ales că odată pe când a cântat la București, a fost auzit de Markovski, director al Operei Populare din Viena, care i-a spus că oricând va veni, să el îl va angaja. Și într-adevăr a fost angajat la Opera Populară din Viena. Și a luat, înainte de aia, a luat ore de la un profesor de cantor renumit, Franz Steiner. Și premiera a avut un succes deosebit, mai ales că a cântat alături de Jean Atanasiu, tot român, și ziarele au scris articole foarte elogioase, iar tatăl meu cânta la fiecare spectacol în premieră în limba română. Als Grosavescu nach Wien kam, hier seine Stimme zu vervollkommnen, seine Stimmtechnik zu erweitern, gab es an der Wiener Oper 5 große Tenöre. So etwas gibt es heute nicht. Sein Entdecker war an der Volksoper Felix von Weingartner,
ein berühmter Dirigent. Und er blieb nicht lange in der Volksoper, also dem kleineren Opernhaus. Er wurde gleich rüber auf den Ring transferiert, er wurde gleich engagiert in die Staatsoper, wo er alle großen Partien gesungen hat, vom Faust über den Herzog, vom Vasco da Gama bis zum Cavaradossi, zum Othello, nicht wahr? Und war eigentlich einer der großen Hoffnungsträger. Este un singur punct de vedere și este o singură condiție pentru tot ce se întâmplă aici. Așa doresc eu să văd lucrurile și asta este calitatea. Asta este calitatea prestațiilor. Celebritatea lui Rozovescu, dar este puțin un adevăr. El n-a cântat mult aici, precum știți, din păcate și prin tragedia cu care viața lui s-a terminat așa de tânăr. Oameni care l-au cunoscut și care l-au auzit îmi spun că ar fi devenit un tenor de o importanță mondială. Traian Grozăvescu ajută și amintește și ține în atenția austriecilor România și participă bine în România. La Viena a mai avut parteneră pe Viorica Ursuleac și a cântat alături de Nectar de Flondor, Jean Atanasiu, dirijor Jean Bobescu și a fost și membru al României Jude. Viena i-a plăcut mult tatălui meu. Era un oraș, pe lângă că era un oraș muzical, era un oraș cald, cu multe locuri în care îi plăcea să apară și să petreacă timpul liber. Hier an dem Herzen treuge Morgen, die Blume, die von jenem Morgen entblättert wird in karger Luft, behielt sie doch den wie bange sind die letzten Stunden dem geschlossenen Mann in Gestunden voll so berauschen lag ich drüben in dunkler Nacht deine Wien. Deci la vârsta de 2 ani am fost pentru ultima dată la Viena. Atunci n-am mai vizitat-o și totuși e orașul meu natal și această speranță mi s-a dus pentru că sunt în filme. An Grozăvescu erinnere ich mich sehr gerne und sehr oft. Er war ein wunderbarer Mensch, als Mensch. Und das drückte sich auch in seiner künstlerischen Gabe aus. Seine Stimme war also himmlisch, ich kann es nicht anders sagen. Und ich habe gerne, als ich noch aktiv war in der Staatsoper, habe ich gerne ihn mir angehört. Da bin ich, zum Beispiel bei Carmen habe ich ja auch tänzerisch zu tun gehabt. Und da bin ich aber gerne in die Kulisse gegangen, was eigentlich nicht erlaubt war. Aber ich habe es nicht verkneifen können, ihn in der Blumenarie zu hören in Carmen. Es war immer ein Erlebnis. Am fost apreciat și în toate orașele Europei în care a cântat la Oslo, a cântat la Berlin, unde a și ajuns în ultimul timp să fie angajat pentru o lună cânta la Berlin și o lună la Viena. În legătură cu acest angajament, vreau să spun că a luat parte la un concurs pentru a fi angajat, un concurs la care a participat Beniaminu Gili, care mai târziu a ajuns un tenor de atât de renumit și așa de mare, Ian Chipura și tatăl meu.
Și tatăl meu a câștigat acest concurs, a fost angajat. Traian Crozăvescu hat mich ins Leben gesungen. Er war mit meiner Mutter befreundet, kannte sie aus Studentenkreisen und er erwartete meine Geburt vor dem Sanatorium. Wartete eine halbe Nacht, bis ich auf die Welt gekommen bin. Und als er ein Zeichen bekam, dass es so weit ist, brachte er meiner Mutter und mir ein Ständchen. Er war ja noch sehr jung, er war ja 29 Jahre alt. 30 Jahre. Er war ein Hoffnungsträger der österreichischen Opernszene. Er hätte, wenn das Unglück nicht geschehen wäre, ein österreichischer Caruso werden können. Crozăvescu heiratete eine Frau Nelly, geborene Kövesti, die schon geschieden war von einem Major der alten Armee namens Calto. Până când Nelly a început să-și arete firea posesivă, geloasă. Und Crozăvescu wollte zu einer Gastspielreise nach Berlin, zu der eingeladen war, nicht seine Frau mitnehmen, unter deren Tiranei sichtlich gelitten hat. În locuința lor din Lerchenfelder Straße 62, unde au locuit la Viena, tata a făcut pregătirile de plecare. Die Frau Crozăvescu hatte ihre Kleider schon in die Koffer hineingepackt, sie wollte unbedingt mitfahren. Ihr Mann hat die Kleider wieder herausgerissen. Und so kam es zu diesem Kampf, kann man eigentlich sagen, in dessen Verlauf dann der tödliche Schuss fiel. Aș fi preferat ca tatăl meu să nu fie o stea. Aș fi preferat să fie un om obișnuit și să trăiesc. La donna imobile, qual più mal vento, muta l'aceto e di pensiero. Sempre un amabile leggiadro viso, il piano sorriso, e il vento ignero. La donna immobile, qual più mal vento, muta la cielo, e di pensiero. E sempre mi salò chi a lei s'affida, chi lei confida. Mai cauto il cuore, ormai non sentesi felice a fino, chi su quel seno non li m'ammore. La donna immobile, qual più mal vento, muta da cielo. Hey, di pensier, hey, di pensier.